La locul ăsta îi zice șerpărie din cauza șerpilor. Dracu știe cum poate să trăiască aici. Bine v-am regăsit. Suntem în 29 mai. Adevărată șerpărie s-a făcut aici. Nu prea am avut timp să mă bag să tund. Ați văzut în clipul trecut pe care l-am făcut. Azi am prins o pauză de la ploaie. De mâine ne arată iară ploi. S-ar putea să plouă vreo 3-4 zile la rând, așa că singura șansă ca să mai pot unde iarba e să mă bag astăzi. Am timp berechet până diseară. Am pregătit și mașina. O să trag cablul. Să văd cum o să tund aici în zona asta. Crescut mare de tot. Cred că are undeva la 25 de centimetri. Exact pe unde am aruncat eu cu îngrășământ. Dar ușor, ușor o să o tundem. Dacă nu o tund azi, aia chiar nu mai am când. Când plouă și are tot ce trebuie, apă, îngrășământ, iarba se dezvoltă foarte repede. Asta e situația. Trebuie să o întreținem. O să vină vara, o să vină canicula și nu o să mai arate așa verde. Bun, pregătesc uneltele și mă apuc de treabă, poate reușesc să termin și eu în vreo 2 ore. Mai încet așa cum mă mișc eu. Ok, hai să procedem. Am înfrânt. Aproape. Mai am acolo pe margine. Am zis să filmez acum că s-a făcut seară. Am avut o treabă, m-am dus să ajung niște băi să descarce ceva. Și cam așa iese. Ați văzut ce înaltă era. Dar am reușit până la urmă. Am trecut de mai multe ori.
Asta e, când o las să crească foarte înaltă, pe urmă te chinui foarte mult până o tunzi. Că și mașina asta nu face ea față să tundă ca în lanul de grâu. Mai am bucata asta pe margine. O fac în 10 minute, am terminat-o. Curăț mașina, strâng cablu și am terminat treaba și pătura asta. O să încerc să o tund mai des, să nu mai las să crească așa de mare. Mă chinui foarte mult și forțez inutil și mașina. Cam așa arată, s-a menținut foarte bine deocamdată. Au fost și foarte multe ploi care l-au hrănit. Da, cam atât pentru clipul ăsta. O să termin și eu ce am de făcut. Și o să ne reauzim la clipul următor, să vedem despre ce va fi. Până data viitoare, numai bine vă doresc!